de mare anvergură și așa specialiști, dar mi-au plăcut colindele, pentru că dacă îți plac colindele și sunt cântate, rămâi în gamă și păstrezi și ritmul, este foarte bine. Este o povestioră foarte frumoasă, că s-a anunțat că Iisus vine într-un oraș și toată lumea acum se aștepte pe Iisus. Toți copilașii să-l aștepte și știți cum e, când e ceva minune, vin și ăia bogați, vin și ăia săraci. Și tot trebuie să-l vadă pe Iisus. Și mă copilașii era o fetiță care, părinții aveau florărie, a făcut un buchet de flori pentru Iisus, știi cum? Câteva zeci de mii de lei și cu mare mândrie, poftim și s-a bucurat Iisus. Mai departe, o doamnă avea croitorie, cu o vestă frumoasă, poftim Iisuse, partea noastră, așa mai departe. Era un copilaș, că toate se întâmplă a treia oră fiecare poveste, sărăcus, era orfan și de mamă. Și avea el o plăcere să bată la tobă. Avea tobă de așa de pe după gât și toată ziua prin oraș, asta era bucuria lui. Și au zis, măi, acum astea au dus florile. Eu cu ce mă duc acum la Iisus? Ce să-i dau eu? În afară să bat la tobă, nu știu. Și când ajunge față-față cu Iisus, zice, Doamne, da, zice, uite ce cadou să fac, eu știa pe el. La tobă. Și se spune că Iisus l-a primit în brațele lui cu mare bucurie, pentru că el a dat ce a avut el mai bun, ce a știut el. Așa și în aceste coruri. Ne-am cântat mai frumos, mai perfect, dar atât putem noi deocamdată. Și sunt ferm convins că Iisus Hristos primește și jertfa aceasta. Yeah.
noastre așa de vechi și împământenite la câmpia curzii trebuie continuate. Frumos spunea Părintele Sebastian, vorbind împreună, parcă anul trecut, întrerupând șirul de evenimente frumoase, am lipsit din aceste minunate sărbători, nu un an, parcă 100 de ani. Și trebuie să continuăm. Dumnezeu ne-a ajutat, fiecare în măsura posibilității, timpul, după cum ne-a permis, și curajul de a veni la biserică, am început și am repetat, am reluat colindele noastre frumoase de tineri. În seara aceasta vă prezentăm corul nostru a parohiei, trei colinde cunoscute. Le-am mai auzit, le-am colindat împreună. Dar de data aceasta, noi vrem să ni le punem la inimă, așa după cum le-am gândit și le-am gândit. Shooting stars above the city lights.